Iar s-a prăbușit piața. Iar s-a prăbușit piața. Și tu, Alipel, ești în panică. Dar asta îi. Din ce caz credeți că se naște panica? Păi ea se naște pur și simplu, Robert. Nu! Avem parte de un nou creș în piață. Și întrebarea pe care o ridic din nou la meu. De ce se naște panica în mijlocul vieților noastre în general. Că așa se naște ea. Nu! Dacă mai zice asta odată, pac! Som, pa! Nu, glumesc, glumesc, nu suntem agresivi aici. Cercăm să învățăm lucrurile așa cum trebuie. Panica, drag ascultător, se naște din lipsa de opțiuni. Nu știi ce să faci. O căzut iar piața și te întrebi, Uh, uh, oare îi nevoie să ies din această tranzacție? Cât se mai duce? Dacă se mai duce și poți să cumpăr jos? Ai pus întrebările astea, îi șahmat. De ce? Pentru că nu ai un plan. Și dacă nu ai un plan, nu știi ce să faci. Bâșbui. Ești un biet călător care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Dacă nu ai un plan, nu contează. Nu contează dacă ești măturător sau dacă lucrezi la Dita mai corporația doar pentru că ai avut o diplomă la facultate și tatăl tău a fost mare baștan și te au băgat acolo pe, Ești tot un biet călător care merge de nicăieri și vine de nicăieri. Pentru că planul e extrem de important. Gata. Acum că te-am biciuit destul, poți să dai un like și poți să te abonezi. Și să-ți urez un bun venit aici pe canal. Dacă nu mă cunoști, treaba ta. Nu, glumesc. Cu dumneavoastră este Robert Greco, cu cele mai importante update din zona cripto. Dar deja lăsăm lucrul ăsta la o parte, că v-am mai făcut un material astăzi. Și sunt aici să vă spun să nu vă panicați. Uh, oare îți schimbi părerea vis-a-vis -vis de un nou all-time high înainte de halving-ul bitcoin -ului? Nu. De ce să îmi schimb părerea? Cineva chiar spunea în comentarii, un hăpăug, un apucat, că nu pot să-l numesc altcumva. Uh, Robert, dar tu nu, nu, nu spui nimic concret. Stai, ce? Deci, mă dor ochii când citesc mesaje de natura aceasta și vă spun de ce, dragii mei. Nu pentru că sunt arogant, nu pentru că sunt îngânfat. Nu, nu, nu. Și pentru că vă iubesc prea mult, că de asta îmi fac materialele astea. Și pentru că sunt atent de multe ori la, la ce spuneți, doar că nu, nu înțeleg, mi se blochează mintea. Cum adică nu sunt asumat? Când eu continui să spun, ok, rămân foarte consecvent, rămân foarte constant în ideea că o să avem un nou all înainte de halving-ul Bitcoin-ului și dacă pot să greșesc. Am fost super consecvent încă din septembrie 2023 și nu prea am greșit. Dar dacă acum o să greșesc, asta nu-i capăt de lume. Oricum proiecția 2024-2025 este clară cu privire la acțiunea prețului Bitcoin. Punct! Mai ales că avem BTC, ETF, entități instituționale venite în lumea asta, dominanța pe Ethereum încă nu a crescut așa cum trebuie, încă nu avem banii aruncați în Ethereum, încă nu s-a făcut transferul de dominanță din în Ethereum în altcoin -uri. Deci chiar dacă suntem la mijlocul bull marketului pe Bitcoin și nici măcar la început sau super la început pe, pe altcoin nu a început așa cum trebuie proiecția sezonului altcoin urilor încă sunt oportunități cu privire la monedele alternative. Că pe Bitcoin, dacă nu ai câteva Sute de mii, dacă nu ai măcar șase cifre, hai să spun chiar șapte, nu știu de ce ai căuta pe Bitcoin, pentru că nu e foarte relevant din punctul meu de vedere. So, acum din nou, întrebarea pe care e nevoie să o ridic la uh, fileu. Cum adică nu sunt, uh, asuma, nu spui lucrurile concret? Dacă aia, atunci aia. Păi asta vă spun deja de trei săptămâni, că mă gândesc că o să avem un nou all-time high, dar Nu să știu cu precizie că e în 76.000, 80.000 sau se oprește, cum am discutat azi, în range acela de pe extensia Fibonacci, de la 84.000. Nu știu sigur că nu am cum. Deși merit titlul de Nostradamus, să ți pune unii dintre voi. Nu am cum, dragii mei. Dar de acolo și până la a nu fi asumat, e o cale foarte, foarte lungă. Să nu fi asumat înseamnă că astăzi m-am uitat în piață și sunt așa și mâine sunt așa. Acum, atenție, asta nu înseamnă că trading-ul nu este adaptiv. Ba da, trading-ul este extrem de adaptiv și fiecare moment poate infleța celălalt moment și uneori îi bine să baci capul în pământ, să te zmerești și să zici bă ok, mi-am schimbat strategia că uite ce văd că se întâmplă. Dar nu văd nimic relevant că se întâmplă. Văd acela roller coaster pe Bitcoin că se întâmplă, dragii mei, deja de 2-3 săptămâni, încât super obișnuit. Nu văd nimic ineficient că BTC a avut parte de un flash crash și ne-am întors în range de la 68.500. V-am și spus că range-ul acela, dragii mei, are, parte, are un gap. Da? În range-ul acela avem un gap pe CME. V-am și spus în materialul de azi și s-ar putea să retestăm, ca de acolo să preluăm lichiditate și să mergem înapoi, în sus. Ok? Asta e părerea mea. Deci nu îmi schimb părerea, nu mă panichez și vă recomand și vă la fel să faceți, să nu vă panicați. Toate lucrurile astea le aprofundăm și le învățăm. Aveți link în descrierea clipului dacă deveniți membri premium în grecu, capital, în școala noastră, pe platforma noastră educațională. Și ce discutăm aici, oricum, nu sunt sfaturi investiționale. Da? Să fie clar, așa ca și disclaimer. Da? Analiza mea, părerile mele. Voi culegeți cei buni, cercetați mai multe lucruri, surse și luați ce îi uh, de folos. Dacă ești panicat în momentul ăsta, e pentru că nu ai un plan. În lumea asta, ai nevoie de un plan. Adică, trebuie să știi când intri și când ieși. Da? Cam trebuie să știi <laughs> lucrurile astea, oricât de, de dubios sună. Trebuie să știi. Trebuie să știi dacă ești investitor pe termen lung sau dacă vrei să tranzacționezi. Și unde? Vrei să tranzacționezi pe spot? Să cumperi un activ și să aștepți să crească ca să-l vinzi? Așa cu perspectiva asta de long, cu ghilimele de rigore, pe spot? Sau vrei să mergi pe futures și să tranzacționezi? Pentru că dacă mergi pe futures, nu contează dacă e bull market sau bear market. Un trader, pentru un trader nu contează dacă e bull market sau bear market. Punct! Oricine ce ar spune, nu contează. Tu ești super adaptiv, fiecare moment poate să influențeze celălalt moment, tu pariezi că piața crește sau că piața scade, te poziționezi long sau short. Dacă nu ai un plan și nu știi nici lucrurile astea, atunci cum te aștepți să câștigi? Dacă, de exemplu, faceți ceva de natura aceasta, vă, vă dau un exemplu simplu. Aveți 10.000 de dolari. Când îi puneți pe spot, da, faceți 2.000 de dolari profit, nici voi nu știți cum, că n-ați avut un plan. Ați băgat în, nu știu, AGX, și a crescut. Ați văzut săptămâna trecută și ați vândut acum, a crescut undeva la 10%. Acum din nou are un, un creș pe căderea asta a Bitcoin-ului. Da? Și a săcut 10% sau 20%. Da? A săcut 2000 de dolari. Din aia 12.000 acum, că din 10.000, nu? Aveți 12.000 acum, 20% câștig, nu? 6.000 intranționați pe futures, 6.000 investiți pe spot. 3 proiecte luați pe termen lung, 3 nici voi nu știți cum le mai luați și la 6 mi pierdeți toți pe futures. Păi da, pentru că asta se întâmplă că, uh, uh, pentru că nu, nu, aveți un plan. Nu știți efectiv ce să faceți. Și atunci cum puteți să gândiți? Bă, faceți-vă un bag cu banii pe care vreți să investiți pe termen mediu spre lung, adică următoarele 3-6 luni de zile, proiectele astea care pot să facă un ori 2, un ori 3, și celălalt bag de 6.000, dacă de exemplu aveți 12.000, se să că ați făcut din pur noroc, deși nu prea cred în așa ceva, dar na, 20% aveți din 10.000, 12.000, 6.000 long term, 6.000 tranzacționați. Și acum trebuie să identificați unde. Hai să zicem, 3.000. Vreau să tranzacționez pe spot, să mă obișnuiesc puțin și 3.000 pe futures. Și pe futures ce trebuie să fac? Trebuie să am un plan. Adică trebuie să știu când intru, trebuie să știu ce TP am și trebuie să știu ce stop loss am. Da? Adică când minimizez pierderea, când oprești pierderea, că dacă nu ești lichidat și iar nu e eficient, iar nu înveți. Iar te arunci ca hăpăugul Și te aștepți să faci bani. Și după. Ios devine, sau alt influencerii devină, sau ălai devine, toată lumea devine, dar nu ești tu. În felul să fugim și de responsabilitate. De fiecare dată când dăm vina pe alții pentru neputințele noastre, când aruncăm cu hate în alții pentru neputințele noastre, când suntem nefericiți pentru neputințele noastre, e mult mai ușor să aruncăm pe altul și nu pe noi, pentru că atunci înseamnă că noi suntem responsabili de comportamentul nostru și nu ne place lucrul ăsta. E mai bine să fie altul responsabil, nu? Dragii mei, începeți să vă faceți planuri eficiente, urmăriți materialele cap-coadă și tot ceea ce fac ca să învățați lucruri. Și legat de psihologia unui comerciant da? și de psihologia unui investitor, pentru că e diferență între trader și investitor și mai multe lucruri relevante. Vă aștept în greu capital, link în descriere. Mă înclin cu drag. Pa!